Pentru mine înseamnă prosperitate, libertate, democrație deplină, fără frontiere, fără sârmă ghimpate, cum era înainte. De aceea vreau zic că noi trebuie să sărbătorim din toată inima, din tot sufletul și trăiască cei 33 de ani și să întâlnim în perioada cea mai apropiată să ne întâlnim în Europa. În primul rând, este o ocazie de a vorbi despre contextul istoric în care a apărut Republica Moldova. Am spus, mai ales tinerii trebuie să cunoască. Republica Moldova s-a desprins de Uniunea Sovietică și în felul acesta clasa politică de atunci, dar mai ales intelectualitatea, a spus clar că vrea independență, că vrea grafie latină, că vrea limba română. Deci lucrurile astea a fost un efort, a fost o generație care s-a luptat pentru asta. Dar cel mai important este cum să găsim acele cunoștință, dacă vreți, abilități sau înțelepciune, de a lua decizii care peste 20 sau poate peste alți 33 de ani, generațiile care vor veni să se mândrească că aceștia de astăzi au luat niște decizii înțelepte. Îndemn și pe această cale ca cetățenii pe data 20 octombrie să vină și să susțină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin această opțiune care este referendum. Este doar un început într-un proces sau un drum mult mai lung. Mândrie pentru mine personal, pentru poporul nostru. Suntem văzuți și cunoscuți în lume ca stat, cu toate atributele care le are un stat, armată, poliție națională. Locuitorilor Cahului le doresc să fie sănătoși, să recunoască, să salute această sărbătoare. Pentru mine această sărbătoare înseamnă că un moment foarte patriotic și un moment în care mulți oameni într-adevăr, sunt multe lucruri patriotice în inima lor și vin aici, se adună împreună, ca o familie mare. Îmi pare rău, adică, că mulți oameni de la noi pleacă din țară și pierd acest moment foarte frumos alături de noi. Dar cred că aceste momente ați rămână în amintirea mea, eu ca copil, încă când ați cresc, ați vin aici și ați cresc mari și o să aduc și eu flori la monument.